Abordăm în această ocazie una dintre temele care naște adesea dezbateri între creștini, și anume dacă noi toți citim sau studiem aceeași Biblie, toți creștinii au în centrul atenției lor aceeași carte, același text biblic sau nu? Diferă Bibliile între ele? Sau sunt toate Bibliile la fel? Dincolo de întrebarea dacă Bibliile pe care noi toți le folosim sunt aceleași sau diferite, cred că este foarte importantă preocuparea ca fiecare dintre noi să studieze Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este o carte deosebită, este o carte care ni se prezintă drept cuvânt inspirat al lui Dumnezeu, o carte unică în istoria omenirii, pentru că, deși este o colecție de 66 de cărți, există o unitate cu adevărat divină între aceste cărți și în mesajul pe care îl transmit toate aceste cărți, deși au fost scrise în timpuri diferite, în țări diferite, de către oameni cu o cultură, cu un statut social atât de diferit. Toate acestea însă ne oferă un mesaj unitar pe care îl descoperă și îl înțeleg cei care se apleacă să studieze Biblia. Deci este foarte important, indiferent de Biblia pe care o ai, să studiezi în fiecare zi acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru a te hrăni sufletește. Pentru cei care nu au foarte multe cunoștințe despre conținutul Bibliei, ar trebui să facem mai întâi niște precizări generale. Și anume că Biblia este o colecție de cărți formată din Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament este în cea mai mare parte în original scris în limba ebraică, iar Noul Testament este în limba greacă. Toate aceste cărți au fost traduse în diferite limbi ale popoarelor lumii de către diferite persoane care aveau, bineînțeles, convingeri diferite. Traducerile, în mod evident, trădează o anumită direcție pe care cei care efectuează traducerile, wow! Așa cum spune dictonul latin, traductore traditore, adică modul în care cineva traduce un anumit text trădează și convingerile personale pe care le are. Deci un răspuns scurt la întrebarea dacă toate Bibliile sunt la fel, răspunsul scurt este că nu. Nu toate Bibliile sunt la fel, pentru că traducerile sunt efectuate de persoane diferite în perioade diferite ale istoriei. De exemplu, în Biserica Ortodoxă sunt foarte multe traduceri care diferă ele însele, între ele. Prima traducere integrală a Bibliei în limba română, în cadrul Bisericii Ortodoxe, a fost realizată în anul 1688, se numește Biblia de la București sau Biblia lui Șerban Cantacuzino. Această Biblie este prima traducere integrală, atât a Vechiului Testament și a Noului Testament, în limba română. Deci, rețineți anul 1688. După aceea au urmat multe alte traduceri. La finalul traducerilor sinodale, în unele ediții cel puțin, apare o asemenea enumerare a traducerilor în limba română. De exemplu, după traducerea de la 1688, mai avem traducerea Biblia de la Blaj, 1795, Biblia de la Petersburg, 1819, Biblia lui Shaguna, perioada 1856-1858, apoi Biblia sinodală din 1914, Biblia din 1924, Biblia lui Gala Galation, 1936, poartă numele celui care a efectuat traducerea, Biblia din 1968, Biblia din 1975 și așa mai departe, până astăzi, când avem traduceri mai noi. Așadar, chiar în sânul Bisericii Ortodoxe avem mai multe traduceri și ele nu sunt identice, evident. Dacă veți compara Biblia de la 1688 cu ediția sinodală de astăzi, care este în uz, veți observa că sunt diferențe foarte mari. În sensul că modul în care sunt redate în limba română, nu vorbim doar de o actualizare a limbajului, în sensul că limba română din 1688 conținea expresii, cuvinte pe care noi astăzi, într-o anumită măsură, nu le mai folosim și nici nu le mai înțelegem
în sensurile folosite de atunci. Dar per ansamblu este aceeași limba română. Însă în traducerile de astăzi nu sunt doar schimbări de genul acesta de actualizare a limbajului, ci sunt schimbări chiar și de fond. O diferență mult discutată între Bibliile pe care le folosesc cultele protestante și neoprotestante și cultele ortodox și catolic este legată de faptul că neoprotestanții și protestanții folosesc acele ediții ale Bibliei care conțin 66 de cărți. Diferența dintre acestea și Bibliile folosite, de exemplu, de Biserica Ortodoxă este că Biserica Ortodoxă a adăugat la aceste 66 de cărți un număr de încă 14 cărți care sunt numite cărți deuterocanonice. Și despre aceste cărți, care în mod normal nu ar trebui să facă parte din Biblie, pentru că în Cartea Apocalipsei, în ultimul capitol, există o avertizare pe care aș dori să o citim împreună, legată de conținutul Bibliei. În capitolul 22, versetele 18 și 19 spun așa: mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cuvintele se referă evident la cartea Apocalipsei în primul rând, dar ele se pot extinde ca avertizare asupra întregii Biblii, pentru că oamenii nu au dreptul să introducă chiar cărți întregi într-o colecție pe care noi o numim Biblie și care este privită ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Nu intrăm în foarte multe detalii cum s-a stabilit canonul biblic, însă toate bisericile, inclusiv Biserica Ortodoxă și cea Romano-Catolică, sunt de acord cu faptul că sunt doar 66 de cărți canonice, 39 de cărți în Vechiul Testament, 27 în Noul Testament. Aș vrea să vă citesc ceea ce scrie un profesor de teologie ortodoxă, preotul Vasile Sorescu, în cartea Religia Ortodoxă călăuză pentru credincioși. Dânsul spune așa: Vechiul Testament are 39 de cărți canonice sau inspirate, la care se mai adaugă încă 13 cărți și fragmente de cărți necanonice, neinspirate, dar bune de citit, fiind ziditoare de suflet. Evident că îl putem întreba pe acest domn profesor de teologie cu ce drept și cu ce fel de delegare au fost introduse aceste alte 13 cărți, spune dânsul. Dacă vă veți uita la cuprinsul edițiilor sinodale, veți vedea că sunt 14 cărți, de fapt. De ce au fost introduse aceste cărți necanonice, neinspirate? Din moment ce nu sunt canonice și nu sunt inspirate, de ce fac ele parte din Biblia sinodală și sunt recomandate credincioșilor să fie lecturate? Lucrul acesta nu ar trebui să se întâmple și din acest motiv protestanții și neoprotestanții aleg acele ediții ale Bibliei care nu conțin aceste cărți neinspirate și care nu ar trebui să facă parte din Biblie. Aici este o diferență majoră între Bibliile pe care le folosesc protestanții și neoprotestanții și Bibliile pe care le folosesc credincioșii catolici și ortodoxi. Biserica Romano-Catolică are adăugate 7 cărți pe care le numesc deuterocanonice: Cartea lui Tobit, Cartea Iuditei, 1 și 2 Macabei, Înțelepciunea lui Sirach și Cartea lui Baruch. Aceste 7 cărți sunt adăugate și în Bibliile catolice în Vechiul Testament. În Biserica Ortodoxă, așa cum am văzut, sunt 14 cărți necanonice și neinspirate adăugate la Vechiul Testament. Întrebarea pe care evident și o pun cu toții este de ce aceste cărți nu sunt canonice, iar celelalte 66 despre care am vorbit și care fac parte din Biblie sunt canonice. E bine, vă dați seama că de-a lungul timpului au fost numeroase dezbateri între credincioși și creștinii, indiferent de nuanța lor religioasă, de orientările pe care le aveau și înțelegerea pe care aveau a Bibliei, au ajuns la un consens, și anume că aceste cărți pe care
le numim deuterocanonice sau necanonice, neinspirate, nu sunt în armonie cu textul biblic din celelalte 66 de cărți. Așadar, ele nu pot face parte din ceea ce numim noi Biblie. Și aici este o primă diferență între Bibliile pe care le folosesc oamenii. Da? Este o diferență externă, dacă doriți, și anume mărimea Bibliei sau numărul de cărți care sunt incluse în Scriptură. Un lucru care este lipsit de onestitate, de asemenea, este faptul că în Bibliile catolice și ortodoxe nu se precizează faptul că aceste cărți necanonice au un statut diferit. Dacă deschideți la cuprinsul Bibliei sinodale, veți observa că imediat după ultima carte canonică a Bibliei, și anume cartea din Vechiul Testament numită Maleah, începe lista cu următoarele cărți Iuditei, cartea lui Baruch, epistola lui Ieremia, cântarea celor trei tineri și așa mai departe. Toate aceste cărți, evident, nu ar fi trebuit să apară în Bibliile sinodale ortodoxe. În cea mai mare parte, toate Bibliile care există sunt foarte similare între ele. Atunci când compari textele biblice între diverse traduceri, observ că, în mare parte, textul este unul similar ca și sens, ca și înțeles, chiar dacă diferă în formă adesea foarte puțin. Aș vrea să citim două exemple. În Ioan, capitolul 3, versetul 16, este un verset foarte cunoscut. Aș vrea să citesc mai întâi, așa cum apare acest verset în traducerea sinodală. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Traducerea Dumitru Cornilescu, pe care o voi aminti de mai multe ori în această ocazie, este traducerea cea mai folosită de către protestanți și neoprotestanți în România, spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Observați că versetul este redat într-un mod foarte asemănător. Un alt exemplu pe care aș dori să-l citim împreună este Matei, capitolul 5, versetul 3. Este un text de asemenea foarte cunoscut. Acolo avem acele fericiri pe care le-a rostit Domnul Iisus. Din nou voi citi mai întâi din traducerea sinodală, care spune așa: fericiți cei săraci cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Iar în traducerea Cornilescu, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă ar fi să discutăm despre câteva deosebiri care îi determină pe oameni să aleagă diverse traduceri ale Bibliei, aș vrea, de exemplu, să luăm în discuție Psalmul 23. Aș dori să îl citesc mai întâi așa cum apare în traducerea sinodală. Domnul mă paște și nimic nu îmi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, păvățuindu-mă pe căile dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele. Că Tu cu mine ești, toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Unsai cu un de lemn, capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Aceasta este versiunea sinodală. Aș vrea să mai citesc și din traducerea Cornilescu, care spune așa: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi mungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dacă veți compara cele două traduceri, veți observa că traducerea sinodală este un pic mai greoaie. Dar în ciuda acestor diferențe, mesajul este același, în esență. Dacă cineva dorește să aleagă ediția sinodală pentru a studia Biblia, nu e nicio problemă. Dacă altcineva preferă însă versiunea Cornilescu, la fel, nu este nicio problemă.
În dreptul altor pasaje însă veți vedea că diferențele sunt mult mai mari. Aș vrea să iau ca exemplu porunca a patra din Decalog. Porunca a patra din Decalog, în versiunea sinodală, sună așa. Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Lucrează 6 zile și sfă în acelea toate treburile tale. Iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău, să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Că în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o. Voi citi de asemenea același text, același pasaj în traducerea Cornilescu. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Observați că cele două traduceri sunt similare, dar rămân niște semne de întrebare. Pentru că textul spune să ne aducem aminte de ziua de odihnă. Ni se spune de asemenea că această zi de odihnă este a șaptea, dar nu ni se spune explicit care este această zi de odihnă, care este numele ei. Știți că astăzi sunt foarte multe discuții între credincioși de asemenea pe această temă. Legat de această poruncă a patra, aș vrea să vă citesc din prima traducere care a fost realizată în limba română, și anume Biblia de la 1688. Este un limbaj un pic arhaic, dar veți vedea, este limba română. Și, de asemenea, veți observa că această primă traducere a Bibliei în limba română este mult mai clară decât traducerile acestea mai recente. Redau textul din traducerea de la 1688. Adu-ți aminte de ziua sâmbetei să o sfințești pre ea. 6 zile să lucrezi și vei face toate lucrurile tale. Iar a șaptea zi, sâmbăta Domnului Dumnezeului tău, să nu faci întrânsa tot lucrul tu și feciorul tău și fata ta, sluga ta și slujnica ta, boul tău și înjugătorul tău și tot dobitocul tău și cel nimernic ce lăcuiaște cu tine. Pentru că în 6 zile au făcut Dumnezeu cerul și pământul și marea și toate câte sunt în ele. Și odihni în ziua a șaptea. Pentru aceea blagoslovi Dumnezeu ziua a șaptea și o sfinți predânsa. Ei bine, observați că în traducerea aceasta de la 1688, repet, cea mai veche traducere a Bibliei în limba română, textul este foarte clar și ni se spune din capul locului, adu-ți aminte de ziua sâmbetei. Și apoi se accentuează, iar a șaptea zi, sâmbăta Domnului Dumnezeului tău, să nu faci întrânsa tot lucrul tu și feciorul tău și fata ta și așa mai departe. Observați cât de clar era și este textul biblic din traducerea aceasta foarte veche în limba română. În traducerile mai noi, lucrurile nu mai stau așa. De aceea, un sfat pe care l-aș oferi celor care doresc să studieze Biblia în mod serios, este să caute traduceri cât mai vechi. De ce? Pentru că atunci nu existau prejudecățile care există astăzi. Traducătorii au făcut cu mult mai multă onestitate această lucrare de traducere și nu și-au făcut calcule dacă modul în care au tradus anumite pasaje vor încuraja pe unii oameni într-o direcție sau alta. Ei pur și simplu au tradus Scriptura. O altă precizare pe care aș dori să o fac este că nici o traducere nu este perfectă. Indiferent de limbă și de cult, nici o traducere nu este perfectă. De aceea, habotnicia și dogmatismul pe care îl adoptă unii când afirmă că doar o anumită traducere este bună și doar aceea trebuie să fie folosită, nu este o atitudine foarte sănătoasă. Repet, standardul la care trebuie să te raportezi atunci când analizezi textul biblic este
textul original în ebraică și în greacă și, repet, sunt diverse unelte pentru a face o asemenea analiză, chiar dacă nu ai cunoștințe avansate și poate nici măcar medii de greacă și ebraică. Și, de asemenea, o comparare a traducerilor ajută la sedimentarea și la formarea unor înțelegeri corecte despre textul biblic. La întrebarea ce fel de Biblie ar trebui să citesc, nu aș dori să ofer aici o îndrumare, o rețetă. Încercați să achiziționați mai multe traduceri, analizați-le, studiați-le și la un moment dat veți alege acea traducere care vi se pare mai potrivită pentru hrănirea sufletească. Repet, atunci însă când doriți să trageți anumite concluzii, să formulați anumite standarde etice după care trebuie să vă conduceți viața de creștini, atunci este foarte indicată compararea traducerilor și, evident, raportarea la textul original. În final, aș dori să accentuez din nou faptul că important este să studiem Biblia, să nu stăm departe de ea. E foarte importantă, de asemenea, atitudinea pe care o avem atunci când studiem. Nu uitați că Dumnezeu este Cel care a inspirat Biblia, tot Dumnezeu este Cel care ne poate da înțelepciune să o înțelegem. De aceea este foarte important ca înainte de a ne hrăni sufletește, înainte de a studia Scripturile, să ne rugăm autorului Bibliei, și anume Dumnezeu, ca El să ne inspire, El să ne conducă, să înțelegem corect, să tragem concluzii corecte. E important să fim deschiși ca Dumnezeu să ne vorbească și să ne descopere lucruri noi. Atunci când studiem, nu trebuie să avem ca și scop argumentarea concepțiilor pe care le avem, ci e foarte important să fim dispuși să învățăm de la Dumnezeu ceea ce dorește să ne transmită. Foarte multe persoane nu reușesc să depășească învățăturile pe care le-au primit de la alți oameni, nu reușesc să depășească tradițiile pe care le-au moștenit din propria familie și din mediul în care au crescut, iar lucrul acesta îi împiedică să se împace cu Dumnezeu și să urmeze învățăturile lui Dumnezeu. Îl încurajez pe fiecare persoană să se raporteze foarte personal și direct la Scriptură și nu la oameni și la culte. Pentru că este foarte important să te asiguri că tot ceea ce construiești are o temelie solidă și că această temelie poate fi cercetată și analizată de către alți oameni din exterior și că temelia pe care zidești nu are fisuri.